Salut! Mă știți din cărțile de istorie drepte Caterina Teodoroiu. Numele meu real este Cătălina Vasile Teodoroiu. M-am născut într-o familie de agricultori în 1894 la Vădeni în Gorj, având 5 frați și 2 surori. Mi-am dorit să devin profesoară. Am trăit la fel ca voi, am mers la școală, prima din familia mea de agricultori. Într-o zi din octombrie 1916 la mine acasă în oraș, a venit ca o furtună o veste. Vin nemții. O companie inamică încerca să treacă podul peste Jiu și să ne ocupe. Nu erau soldați în oraș, așa că ne-am organizat singuri țărani, femei și copii. Ei aveau mitraliere, noi doar puști. Cu toate astea, mai bine de 100 de civili le-am ținut piept și i-am respins. Războiul m-a luat cu el în 1916, la începutul luptelor aveam 22 de ani, eram deja cercetașă și îngrijeam răniți. Iar frații mei luptau în companiile de soldați. România nu era pregătită nici logistic, nici tehnologic, așa că mi-am pierdut 4 frați pe câmpul de luptă, iar tatăl meu fusese luat prizonier de germani. Lumea credea că fac asta din pasiune, însă pierderea fraților mei și dorința de răzbunare m-au împins în primele linii ale frontului. Pe 16 octombrie 1916, singurul frate care îmi rămăsese mă învăța cum să încarc arma, să ochisc și să pun baioneta. Pe drum m-am întâlnit cu capitanul Liviu Teiușanu, care m-a întrebat ce vreau să fac cu arma. I-am răspuns că merg să-mi scap mama de la Schela. De aici înainte am luptat cu arma în mână lângă fratele meu, până când și el a murit în luptă. Am fost detașat în compania a 8-a de lângă Târgu Jiu, care era depășită numeric și înconjurată de inamic. Somații de trupele germane să depunem armele le-am răspuns chiar eu în limba germană că ne vom preda. Înainte de a lăsa arma jos am tras într-un superior german, iar asta a creat o derută generală în care eu, comandantul companiei și cam 15 soldați români am reușit să scăpăm. Apoi, în urma unei surprinderi și a unei mici lupte, am fost luată prizonieră. Puțin după aceea, neobservată de nimeni, am scos din sân un revolver și am împușcat paznicul și fiind noapte am fugit. Am fost împușcată de 2 ori în picior, dar nu am vrut să rămân internată. Cu un bandaj superficial m-am întors pe front. La 23 ianuarie 1917 m-am alăturat regimentului 3459 din postura de comandant de pluton în compania a 7-a, iar în august am plecat împreună cu soldații români într-un marș până la pozițiile din tranșele de pe dealul Secului. În seara de 22 august am fost surprinși nepregătiți de regimentul 40 german. În timp ce încercam să ne retragem am fost lovită de 2 gloanțe în cap și am murit la doar 23 de ani.